si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te Așa, o piesă latino, așa de relaxare, El Perdon, suntem aici pe Text FM Guerilla Brașov, suntem în continuare cu numerele noastre și ziceam, Alexandra, că o să terminăm ideea cu cifra 4, ca să, ultima frază, așa. Ultima frază, cred că le-am cam cuprins pe toate în ceea ce privește partea generală, mai contează în interpretare dacă e 22, dacă e 13, dacă e 31, pentru că modul de a obține acea organizare, acea dorință, acea sănătate pe care și-o dorește corpului, așteptările se obțin în mod diferit. Exact. Una este când e 4, una, cum spuneam, contează din ce este format. După care, bineînțeles, noi ne-am oprit doar la vibrația noastră interioară și așteptările noastre de la noi. Dar matrița, ți-am spus, 2 ore și exact. Chiar și 2 zile aș putea vorbi pe o matriță, cred. Exact, exact. Dacă mă apuc. Uite, nu știu dacă am zis, ne întreabă aici Alex, tot Alexandra ne întreabă dacă am zis de 6. Am zis de 6, deci o să regăsești Alexandra, o să regăsești pe emisiune, pentru că rămâne pe Facebook.com, slash like Text FM, acolo pentru totdeauna, forever and ever. Însă nu am vorbit despre 9. Am vorbit un picuț. Spuneam eu că nouă le așteaptă de la el să schimbe, da? Este, ziceam, un umanitarist sau mai umanist, să zic exact. Așa, altruist. Poate fi luat ușor peste picior uneori datorită faptului că dorește să-i ajute foarte mult pe ceilalți. Așa, așa este. Da, și ține să vindece pe ceilalți și pe sine. Dar ar trebui să înceapă cu sine. Noi avem tendința tot timpul să ne uităm în exterior, mai puțin decât în interior. Exact. Există o cifră, să o numim așa cum se numim, preferată, care ar fi ok? Nu există cifre bune, cifre rele. Fiecare cifră are calitățile ei. Defecte, nu știu dacă le-aș putea spune defecte. Ideea este că cunoașterea cifrelor și tot ceea ce înseamnă fiecare cifră ne ajută în viața de zi cu zi, de la data de naștere, la alegerea casei, la alegerea apartamentului, la data înființării unei firme, apropo, contează. Foarte interesant. Și aia are o matriță, are o dată de naștere firma, nu? Corect, da? Corect, uite, la asta nu m-am gândit, uite, așa este. Și atunci, în conformitate cu matrița datei de naștere, România, iarăși, are o dată de naștere, să zic așa, da? După care sunt numele, da? Fiecare, nu știu, Alexandra înseamnă ceva din punct de vedere, se transformă în cifre. România, de exemplu, iarăși înseamnă și iarăși se calculează și are o vibrație. Deci sunt foarte multe calcule care se pot face. Așadar, inclusiv numele nostru poate fi transpus într-un număr care ne dă anumite date despre noi. O vibrație. Tot mi-ai menționat acest termen, te întreb așa strict ca un necunoscător. Da. Matrița, ce reprezintă de fapt? Matrița reprezintă anumite calcule, ea este formată dintr-un tabel, să-i zic așa pe limbajul tuturor, cu 9 cadrane, de la 1 la 9. De exemplu, în cadranul 1 este puterea psihică, mentalul, partea aceasta de psihic, pe scurt. 2 este partea de emoție, de energie, 3 este partea de cunoaștere de fapte, da, cunoașterea științifică, 4 este sănătatea, 5 este stima de sine, intuiția, le zic pe scurt. Da. 6 partea de echilibru, de bani. 7 partea de înțelepciune, de spiritualitate, 8 partea de societate, de putere, 9 partea de intelect, pe scurt. Da, da. Și în funcție de câte cifre sunt în fiecare cadran, da, cât de 1, cât de 2, cât de 3, se calculează din data de naștere, acolo aflu eu toate detaliile cu privire la omul respectiv. Așadar, și matrița poate să, adică are și niște subcapitole, nu? Da. Referitoare, da. Pentru că mi-ai zis, pe de o parte se ia în calcul data de naștere, pe de altă parte luna, pe de altă parte anul, numele. Mai e cifra destinului. Locul unde te naști. Poate avea o vibrație, da, dar în principal, în ceea ce ne privește pe noi ca oameni, când analizăm data de naștere, întâi ne naștem. Exact. După care e numele, după care se trece în certificat, da, dar data de naștere contează foarte mult. În calculul nostru. Matrița este efectiv ca fundația unei case. E ce, cu ce am venit, da? Fundația unei case nu o vedem. Așa este. Vedem doar casa, da? Dar modul în care este construită fundația face să reziste casa mai mult sau mai puțin, da? Așa și în numerologie. Fundația noastră, cu ce am venit? Am construit frumos pe ea, am dezvoltat punctele, ne-am bucurat de punctele tare, le-am folosit, am dezvoltat punctele slabe, am construit o casă frumoasă, armonioasă, nu crapă pereții, nu pică tavanul în cap, da? Exact. Să fac o metaforă. Așa e o analogie pentru a înțelege mai ușor cum stau lucrurile. Așadar, cu
cu cât ne cunoaștem mai bine, plus că în momentul în care nu suntem pe calea noastră, da, apropo de cifra destinului, cum simțim? Cum crezi că simțim? Nu știu. Nu știi. Păi ești nefericit, cum spun unii. Nu sunt împlinit, da? Parcă nu-mi place viața, parcă nu-mi place... Deși nefericirea e un număr. Da. E un număr. Adică faptul că ești nefericit înseamnă că nu ești poate pe calea care trebuie. Poate și nu ai conștientizat. Cum ai putea, spre exemplu, sunt convinsă că ai putea fi ajutat și coordonat către a reuși acest lucru, a te așeza pe calea ta. Nu ne mai așezăm acum pe calea noastră. Păi nu, am încheiat cu o piesă latino, începem cea de-a doua parte a întâlnirii noastre cu o piesă tot latino, cu Suala, nu Jason Derulo, tot aici suntem, tot pe Tex FM, Gherila Brașov, pe baricade împreună cu Bia și, bineînțeles, cu Alexandra Condur, numerologul nostru de serviciu astăzi, care ne-a încântat atât de mult cu toate aceste informații pe care la un moment dat, Alexandra, sincer să fim, nu te gândești că cineva te poate citi doar dintr-o cifră, doar dintr-un număr. Și ceea ce mi-ai spus tu mi-a trezit foarte mare interesul, în sensul că îmi dau seama că este adevărată vorba aia când zici că cu anumite cuvinte poți ucide. Și aici mă refer, înseamnă că fiecare cuvânt al nostru pe care zice are o vibrație, exact. Așa este? Așa este. Dar uite, probabil o parte din ascultătorii noștri știu deja, dacă nu îi invit să caute pe internet, de experimentul cu cuvintele și vibrația lor. Este un experiment cu filmulețul, cu apa, nu? Cu apa care se pune la înghețat, exact. Sau cu orezul. Da? Exact. Și să iau trei boluri de apă și se pun la înghețat, de exemplu, sau de orez și se pune cu apă, da? Pe unul scriem iubire, pe altul scriem ură și pe altul nu scriem nimic. Și o să vedeți că cel pe care scrieți ură, nu contează limba, apropo, da. Că vibrația e aceeași, da? Indiferent că e în chineză. Apropo, dacă mi se pare că experimentul este făcut de un japonez sau de un chinez. Da. Nu știu dacă mai este filmulețul pe internet, era la un moment dat. Da? Și a scris iubire, ură și pe unul n-a scris nimic, da? Și l-a lăsat timp de două sau trei săptămâni, da? Cel pe care a scris iubire a încolțit, apropo de orez, iar l-a înghețat, când te uitai sub microscop, era înghețat frumos, cu floricele, ca un fulg. Exact, pe lângă, iar cel care scria ură, orezul a negrit, efectiv, iar în ceea ce privește apa, a înghețat, efectiv, în haos, deci ce te uitai, ca și cristalizare, era haos. Da, da? Da. Iar cel care nu s-a scris nimic a fost undeva între, adică a început, de neutru. Exemplu... Exact. O Elveția adică, a paharelor. Da, dar uite, gândește dacă compari pe cel pe care scria iubire la orez, de exemplu, exact, da, exact. Încolțește. Exact, exact. Da? Practic nu te costă nimic să folosești cuvinte mari și cuvinte frumoase și să te readresezi frumos oamenilor și să ai grijă mare în momentul în care spui ceva, că acel ceva poate să influențeze. Exact. Nu doar la nivel psihologic, ci chiar la nivel de vibrație. Și apropo de latura aceasta, sunt persoane care, în momentul în care vorbesc, depinde de matriță, de exemplu, doiul ne spune acest lucru, o persoană cu foarte mulți de doi în matriță, poate o parte dintre ei știu deja să calculeze, să aibă foarte mare grijă la cuvintele pe care le folosesc, pentru că ei transmit foarte mult prin energia cuvântului. Am înțeles, da? Foarte și odată interesant. Cu acele cuvinte, energia transmisă, dacă este o energie, să zicem că este un blestem. Da. Doamne ferește, da? Dau un exemplu extrem. Doamne ferește, pânte nimerește, că știm că încă mai există oameni care... Da, dar o persoană care are 6 de doi, am văzut 7 de doi în matriță, înseamnă energia cuvântului, omul respectiv rostește cuvântul și aproape se împlinește ceea ce spune. Doar că tot timpul și blestemele și energiile bune se întorc la sursă. Am înțeles. Da? Vestea bună pentru cei, exact. Cei care le era frică. Exact. Da. Exact. Deci, în funcție de cuvintele pe care le folosim, ele oricum se întorc. Folosim cuvinte frumoase și există o scară a calibrării cuvintelor, apropo. Și, de exemplu, Iisus calibrează la 1000. Sunt foarte multe informații pe internet. Da. Ne putem ușura foarte mult viața, da? Doar că unii aleg să-și o complice. Și sunt foarte multe lucruri care ne pot ajuta de zi cu zi, care dacă le-am respectat câtuși de puțin... Se pot învăța lucrurile astea despre care tu ne spui? Adică există cursuri la ora actuală de numerologie? Păi uite, eu invit pe brașoveni și nu numai, că o să fiu și în Sibiu și în Brașov și în Iași și în Cluj. Ce frumos! Cu workshop-ul de numerologie.
O să fie un prim modul în care învățăm ce înseamnă cifrele, cum se calculează, cum se face această matriță în prima fază. Mai departe există scara fericirii, apropo, ordinea... Vai, ce interesant! Aia, da. Aia chiar îmi place! Așa. Da, și e diferită în funcție tot de data de naștere. Există ciclurile de 9 ani, de 7 ani. Sunt foarte multe detalii, n-are rost să-i băgăm în ceață. Ideea este că odată cunoscând calitățile cifrelor, cunoscându-ți matrița, da, și cunoscând această știință, că este o știință, este matematică până la urmă, te ajută extraordinar de mult. Adică eu mă uit la mine. Exact, exact. Și conștientizând toată matrița cu calitățile ei și cu lucrurile de îmbunătățit, deja sigur nu mai ești același. Exact. Și atunci eu invit pe brașoveni și nu numai la workshop, pentru că acolo așa vom învăța. Să înțeleagă lumea faptul că numerologia nu este ceea ce ține de ezoteric, de puteri supranaturale, ci este o chestie logică. Da, este o chestie logică. Pe care o poți învăța și dobândi prin astfel de workshop-uri și participări. Exact. Ca să zic așa pe scurt, numerologia studiază calitatea cifrelor față de matematică care studiază cantitatea. Aha, am înțeles, deci, da. Deci e o diferență fină. Exact. Dar calculele sunt matematice în spate și au o logică, nu sunt exact, așa. Deci exact. Este o știință. Plus că eu am terminat psihologie, apropo, și în momentul în care faci anumite teste psihologice, da? Și te duci și dai un test, două, trei, și îți trebuie 15 teste ca să poți să afli anumite lucruri, eu din matriță aflu mult mai multe lucruri decât cu psihologia. Foarte interesant. Și ce vreau să te întreb, când are? Deci prima întâlnire la aceste workshop-uri când va fi? Prima va fi la Sibiu chiar weekendul viitor, 10-11, da, iar la Brașov 17-18, sâmbătă, duminică, le-am pus în weekend ca lumea să pot, aibă acces. Cei care sunt cu noi și pe facebook.com/textfm și pe textfm Gherila Brașov pot să vadă undeva programul respectiv? Se da, pot pe site-ul meu, pe alexaevent.ro au toate informațiile. Toate informațiile le găsiți acolo. Inclusiv articole interesante, tot am început să pun în ultima perioadă. Din păcate timpul nu este pe cât mi-aș dori. E dușmanul nostru. Anumite articole cu privire la partea de numerologie. Dar eu îi aștept cu drag la workshop pentru că chiar va fi workshop, mă asigur că lumea înțelege. Adică va fi parte teoretică, dar vom face și parte practică și vreau ca lumea să plece de acolo cu informații. Și uite, așa ajungem noi cu pași grăbiți și la ultima noastră intervenție de astăzi live pe Facebook, pe facebook.com/likeTexFM, alături de noi Alexandra Condur, numerolog. Te întrebam, Alexandra, dacă există acest gen de ședințe, de ședințe de numerologie, mi-ai zis că se numesc. Consultații, da, ședință, da, exact. Individuală în care discutăm efectiv pe matrița persoanei respective. Adică, într-o astfel de ședință, omul care ar apela, să zicem, la serviciile tale sau la un alt numerolog, sau exact, în general, poate să beneficieze și de niște îndrumări, să zicem, mai intime, care nu s-ar putea face public, dau un exemplu? Cu siguranță. Adică ascund numerele și chestii dintre astea? Cu siguranță. Acolo se află foarte multe, foarte multe informație. Ideea este că sunt persoane care vor să vină cu prietena, cu prietenul și eu le spun dinainte. Este alegerea dumneavoastră, puteți să veniți și cu alți prieteni, dar vor fi și lucruri, anumite lucruri care le vom discuta, ce țin mai intim. Ideea este următoarea, că cu cât cunoști omul, sunt persoane uneori rău intenționate, trebuie să recunoaștem, da? Eu prefer să discut doar cu omul respectiv pentru că sunt și anumite laturi mai sensibile pe care le expun. Exact. Și este bine unele lucruri să le păstrăm pentru noi, să spunem așa. Și da, se pot face consultații, durează în medie o oră jumătate. Am atât în Brașov cât și pe Skype, am făcut și cu persoane din Norvegia și din străinătate, deci fără probleme, ne putem vedea pe Skype și putem să discutăm și să-i ajut cu tot ceea ce au nevoie. Foarte interesant. Uite, pentru că mi-ai menționat acest lucru pe Skype și pentru că ai făcut în alte țări, există această latură mai, să zicem, o deschidere mai mare către această latură a numerologiei în străinătate, este văzută altfel, pentru că știu că în România primii pași sunt făcuți de ceva ani, dar abia acum prinde foarte mult și înțelege lumea că totul poate să fie o cifră sau un număr. Depinde de țară, oricum cu cei cu care am făcut consultațiile din afară sunt tot români, da, care s-au stabilit de ceva timp în afară. Poate cu altă mentalitate. Da, într-adevăr, la ei se pune mult mai mult accent pe latura aceasta om. Numit om, resursa umană, da? Exact, exact. Și atunci cursurile sunt privite altfel, plus că costurile la asemenea cursuri în afară sunt de sute mii de lire, euro, depinde de țară. Așa este. Deci la noi sunt extraordinar de accesibile. Da. Eu cunosc traineri care merg în afară și fac pregătiri pentru ce au ei nevoie. Noi avem noroc că l-avem aici pe Anatol Basarab, da? Exact, care este cel exact. Mai...
cel mai pregătit din acest domeniu, din punctul meu de vedere, dar în afară sunt costuri gigante, adică nu. Dar până la urmă, cunoașterea înseamnă putere, da? Cu cât stăpânim mai bine cunoașterea, cu atât ne putem ușura viața, cel puțin și este de datoria noastră să ne dezvoltăm, adică eu merg pe principiu că nu am venit aici doar să mâncăm, să, da? Exact, exact. Cum era papa și exact, mai departe nu exact, spunem, exact, da? Exact. Prin urmare, este de datoria noastră să ne dezvoltăm și să înțelegem lucrurile și din alte puncte de vedere. Și numerologia este o variantă, pe lângă dezvoltarea personală în sine, că unde se pot afla extraordinar de multe lucruri. Ultima întrebare de copii mici. Da. Da. Și din categoria tati, da, de ce trebuie să mai spălăm prosopul cu care ne ștergem dacă noi ne ștergem după ce ieșim din baie când suntem curați, știi? Deci așa întreb și eu. Un numerolog poate să ghicească numerele la loto? Nu! Apropo de partea aceasta cu previziune... Nu știu dacă vă întreabă cineva treburile astea da, cu loto. Dacă putem să știm când, nu știu, moare cineva, Doamne ferește, sau da, se întâmplă da, anumite lucruri. Da. Din punct de vedere, dacă ne uităm în retrospectivă, da, și vedem de ce sau putem explica numerologic de ce s-au întâmplat anumite lucruri, îți povesteam la pauză da, cu privire la anumite boli sau, știu, exact, răceli, nu neapărat boli grave... De ce, dacă moare o persoană, ne arată numerologia ce teste nu a trecut, da? Adică unde se afla, ce parte, poate nu a fost suficient de pregătit din punct de vedere psihic, emoțional. Adică ne pot spune anumite lucruri, însă putem face anumite previziuni, să zic așa, dar nu ghicim viitor, nu este ghicitoare, este matematică, revin, este știință. Prin urmare, nu știm numerele de la loto, că dacă știam, câștigam mai mult. De mine și de mine. Și mi-am pus toate speranțele, toată baza, mi-am pus nu de alta, dar tatăl meu e un împătimit al lotului de farme cu tinereții. Trebuie să joace măcar acolo o dată așa. Acolo chiar este acel noroc. Dar uite, dacă ne uităm statistic și numerologic vorbind, apropo de scara aceea a fericirii, unde este și partea de bogății, cine a câștigat la loto, statistica ne arată din că... Din păcate că nu a fost prea bine. N-a fost nici bine și nici n-a păstrat banii. Și explicația este simplă. A pierdut banii respectiv pentru că nu a știut cum să-i câștige și cum să urce anumite trepte, anumite exact, scări și să-i dobândească. Prin urmare, când ajunge să-i aibă, nu prea știe ce să facă cu ei. Ajungem la vorba mea, asta chiar e preferată. Succesul e mai dulce urcat pe scări decât așa cu liftul. E altă împlinire. Exact, exact, exact. Suntem într-o dată de 1 februarie. Am dat startul, da, lunii iubire aici. Începutul. Asta vroiam să te și întreb. Da. Pe Tex FM, Gherila Brașov, pe Baricade, o emisiune nouță începută la începutul acestei săptămâni. Ce ne spune numerologul de serviciu? Va fi de bine? E de bine? Eu recomand celor care vor să înceapă lucruri să le înceapă astăzi. De asemenea, de ce este februarie 2? 2 este, ce spuneam, corect, relații, iubire, exact, sentimente, energie. De ce este dragul? Uite, există explicație din punct de vedere numerologic. Ia uite ce frumos! Așa este. Da, de aceea este 2. Deci, cu alte cuvinte, rămâneți toată luna lui februarie pe Baricade. Vom avea iubire de toate felurile, de la cea sentimentală până la cea administrativă. Da. Vom avea invitați din toate important domeniile. Important este că e iubire. Exact, iubirea pentru profesie poate să fie, corect, iubirea pentru a interveni, să ajuți oamenii dacă vom avea, da, știu eu, pe cei muzică, de la ISU. Pentru muzică, exact, exact. Multe. Îți mulțumesc tare mult, mare, Alexandra. Drag. Mă bucur să aud că există astfel de lucruri și la noi în România și că într-adevăr lucrurile încep să se miște, pentru că este foarte important să cunoaștem din ce în ce mai mult despre tot ceea ce ne înconjoară. Așa îți urez mult succes și te aștept. Da, dacă se poate la workshop-uri. Exact. Și la consultații pentru cei care nu vor neapărat să învețe numerologie, ci pur și simplu vor să Să știe despre ei. Exact, să se descopere sau să se redescopere. Și pe Alexa Event, nu găsesc tot. AlexaEvent.ro, acolo sunt informațiile. Eu îți mulțumesc mult, le mulțumesc sutelor de oameni care au stat alături de noi și ne-au vizualizat pe facebook.com/likeTexFM. Promitem că vom mai reveni cu astfel de subiecte legate de numerologie. Până una alta, l-ascultăm pe Bruno Mars, 24 Carats Magic, o piesă din 2016. Revenim după pauza de publicitate.
Salutare, salutare, dragii mei! Iată-ne din nou împreună pe baricade aici la Tex FM pe 105.5, 1 februarie. Ce putem să facem? V-am tot amenințat. Dăm startul lunii iubirii aici la Tex FM Gherila Brașov. Bineînțeles, cu tot felul de invitații, emisiuni interesante. Știți că tot timpul vă pregătesc tot felul de lucruri așa surpriză. Și astăzi vom vorbi despre un lucru foarte important. Am mai vorbit în întâlnirile noastre de altă dată. Un lucru care ne poate influența viața pe termen nu lung și nici foarte lung, ci toată viața noastră. Este vorba despre numerele din viața noastră. Așadar, spunem ce număr ai ca să-ți spun cine ești. Acest lucru îl va face invitata mea de astăzi, Alexandra Condur, prietena noastră. Bine ai revenit, draga mea, de această dată în calitate de numerolog. Bine v-am regăsit și salutări tuturor brașovenilor. Ei, așa este. Dacă îți spune cineva un număr, o dată de naștere, da, ceva, îi spui. Vai, sigur știu cel puțin câteva lucruri, să zic, ca să nu-i speriem. Ascundeți-vă pe Facebook peste tot datele de naștere, că Alexandra, dacă le-a văzut, v-a zis, imediat știe cine sunteți. Așadar, noi suntem live și pe facebook.com/likeTexFM. Acolo puteți să ne salutați, putem vorbi, ne mai dați ne și un an de naștere, exact, ne mai întrebați curiozități, pentru că este extrem de fascinant. De la ultima noastră întâlnire, să știi că am primit mesaje numai pozitive în momentul în care ai venit și cu domnul Anatol Basarab, una dintre emisiunile extraordinar de urmărite, dacă nu chiar îndrăznesc să zic cea mai urmărită, mii de vizualizări din toată țara. Vrem să te întreb dacă dragostea și numerele au vreo legătură. Dragostea și numerele, bună întrebare. Cu siguranță putem să vedem care din numere sunt mai iubitoare, să zicem așa. Aha. Sau din matriță, din data de naștere, putem să vedem această latură a energiei, a emoțiilor, a sentimentelor. Deci pot să văd în matrița persoanei, odată ce am data de naștere, să zicem cât de mult manifestă dragostea, dacă știe să o manifeste, cum o manifestă, dacă tinde să o interiorizeze, să o exteriorizeze, deci, da, se poate afla. Ia uite, deci poți să afli și astfel de lucruri. În acest sens vreau să te mai întreb un lucru. Există sau ți s-a întâmplat vreodată să fie cupluri care vor să afle dacă sunt compatibili din perspectiva numerelor, din anii lor de naștere, dau un exemplu? Acum trebuie să menționez că partea cu compatibilitatea este ceva relativ. Însă, într-adevăr, se pot vedea anumite puncte comune, anumite cifre comune și de asemenea se poate vedea unde anume sunt diferiți. Ideea este că ei cu cât se cunosc mai bine ca și cuplu, cu atât le este mai ușor să conviețuiască, să spun așa. Exact. Și atunci într-adevăr numerologia vine și în acest sens cu informații. Și putem vedea acea compatibilitate, dar revin, compatibilitatea este ceva relativ. Putem vedea punctele comune, să spun așa. Așadar, poți să vezi și diferențele și punctele, exact, comune, ceea ce i-ar ajuta foarte mult pe calea iubirii, măcar să știe unde trebuie să lase un pic de la el, exact, unde trebuie să-l ia pe partener, cum trebuie să-l ia și ce anume ar trebui să facă, nu? Exact, plus că prin cunoașterea fiecărei matrițe a celor doi parteneri, pe lângă punctele comune, punctele diferite, ei pe ei se înțeleg mai bine. Odată interpretată matrița psihoenergo-informațională, cu atât mai multe detalii cu câte ai, cu atât te cunoști mai bine. De fapt, această matriță ne ajută foarte mult să ne conștientizăm. Exact. Nu e ceva ce ei nu știu, doar că mulți dintre noi nu conștientizăm poate anumite puncte tari sau nu ne le explicăm pur și simplu. Exact, exact. Vreau să te mai întreb referitor la numerologie. Iată, într-adevăr, după cum spuneam și rândul trecut la întâlnirea noastră, nu a inventat numerologia cineva acum în zilele noastre. Este de când hăul și pământul... Păi dacă este să ne uităm undeva în istorie, în spate, nu există o dată în care să spunem da, acum s-au inventat, exact, numerele. Exact, exact. Deci, exact, putem spune că sunt de când este acest univers. Exact. Mai ales că universul este unul cifric. Exact. Este unul matematic, este unul mental, nu este unul emoțional, masculin, cum spun unii, da? Exact. Feminin. Și atunci universul... Dacă stăm să ne gândim universul, cum legile universale, da? Dacă ne gândim. Sau ceea ce facem, aceea primim, da? Adică universul, dacă are să-ți dea să o încasezi, o încasezi. Nu o să zică, vai, săracul, stai să nu-i dau, să mai aștepte. Nu, dacă ai să ți se întâmple anumite lucruri pentru că ai făcut alte, exact, lucruri, cu siguranță ți se va întâmpla, nu va deveni un univers emoțional așa. Vezi, din păcate, pentru unii. Până și bătrânii se coordonau după numere, dacă e să luăm în calcul proverbul, roata fie ea pătrată, tot se întoarce ea odată, nu? Cu siguranță. Și se spune că tot ceea ce facem în această lume se întoarce într-un mod sau altul.
Asta este foarte, foarte interesant și iată că și această întoarcere se face și pe bază de numere. Asta este și mai interesant, da, pentru că am simțit de foarte multe ori, nu-i așa? Tot un vechi proverb spune, dacă semeni vânt, culegi furtună și așa mai departe. Așadar, trebuie să avem foarte grijă, mare grijă la viața noastră de zi cu zi, să nu trecem acea limita normalului, ci să rămânem într-un barem. Echilibru tot timpul echilibru este recomandat. Exact. Orice este în exces, ca și în mâncare, ca și în viața de zi cu zi și nu știu, în orice domeniu vă gândiți, orice este în exces dăunează. Exact, exact. Și prea mult sport la un moment dat dăunează, pentru că este solicitată inima și așa mai departe. Și aici pot medicii să explice. Adică atâta din cât se face cu echilibru, lucrurile sunt perfecte. Exact, și pentru că, iată, tot mai mulți ascultători care sunt cu noi pe facebook.com/liketexfm ne trimit niște cifre, 1, 8, 5, 9, spune-ne mai bine tu cum se calculează. Pe scurt, eu caracterizez și eu aș vrea în momentul în care o să caracterizez vibrația interioară sau ziua de naștere, adică ceea ce așteaptă omul de la propria persoană. Și vă zic pe scurt cum se calculează ca să asta vă fie mai ușor. Pentru, pentru că am văzut aici 1, 8, nu, eu sunt 2 și așa mai departe. Da, poate fi 2 calea destinului, poate fi 2 vibrația socială, dar haideți să ne raportăm ca să ne fie mai ușor și să vadă dacă oamenii care ne-au scris acolo se recunosc. Exact, și atunci exact să se gândească la ziua de naștere. Spre exemplu, a mea este 30 ianuarie, exact, adică 30 mă interesează. Da, 30, da. 3 plus 0 este 3. Dacă este 21, 2 plus 1 este 3, da? Dacă este 22, 2 plus 2 este 4, ideea este că trebuie redus la o cifră, da? Din ziua de naștere. Odată redus, avem de la 1 la 9. Sunt 9 cifre, prin urmare una dintre ele. Și să le luăm eventual pe rând pentru a vedea ce așteaptă persoanele respective de la ele. De exemplu, ce așteaptă 1, 1, 2 până la 9. Foarte interesant, foarte, foarte interesant. Și tu te gândești la ziua ta de exact naștere, e din 2 cifre? Și uite cum curg zilele de naștere, draga mea Alexandra, aici pe facebook.com/liketexfm. Haideți să luăm una la nimereală, să zicem așa. Înainte, uite, înainte de a continua, am văzut acolo printre comentarii că unii au calculat cifra destinului. Într-adevăr, adunarea tuturor cifrelor din data de naștere duce la calea destinului sau vibrația destinului. Însă eu aș vrea să le reamintesc ascultătorilor că ne vom concentra pe ziua de naștere. Și chiar am văzut acolo la un moment dat 28. Ceea ce înseamnă 2 plus 8 este 10, 1 plus 0 este 1. Se reduce la o singură cifră. Uite, pentru că tot ai luat această dată naștere, se vorba despre doamna Fly cu Gabriela. Exact. Da, și vom vorbi de așteptările dumneaei de la propria persoană. Foarte mare atenție, da? Vibrația interioară este așteptarea noastră de la noi. Da? Așteptarea celorlalți este luna de naștere și o vom povesti cu altă ocazie. Exact. Așadar, doamna cu cifra de vibrație interioară 1 așteaptă tot timpul să facă totul singurică, da? Unul este unic, da? Tinde să aibă un anumit grad de egoism, aici depinde de ce mai există în matriță. Însă tot timpul vrea să fie lider, să fie în față, să arate direcția celorlalți. Unul este cifră masculină, prin urmare va avea tendința să fie așa mai bărbătoasă, să zic așa, și toate cifrele masculine regăsite la femei, cel puțin, vor face acele femei să fie mai bărbătoase, ca să te zic așa, cu ghilimele de rigoare. Unul, de asemenea, este, dacă stăm să ne gândim, nu știu, coloana vertebrală, da, tinde mersul unui, unul este așa, mai înfipt, mai țapăn, mai drept, cu spatele drept, dacă da, unul este unic, dacă este să-l reprezentăm grafic, este o săgeată. Dar săgeata poate să fie în sus sau în jos. Așa este. Exact, exact. De ce aici este... Și ne oprim aici cu povestim. Trecem la 2? Hai să trecem la... Uite, mai am eu o dată de naștere. 17 ziua. Martie. Ziua. 17. Deci 1-7. Bineînțeles, contează și din ce este format. Eu o să iau 8-ul aici și descriu 8-ul. Exact. În cadrul unei consultații se discută detaliat. 8-ul, interesant, este o cifră feminină. Dacă îl întoarcem, este infinitul, nu? Dacă exact îl punem, da? Dar și dacă... culmea este și soțul și soția au tot 8. Foarte interesant. Foarte, trebuie să fie și 8, 17 amândoi sau exact un 8? Interesant. 17 amândoi. Ideea 8-ului este dorința de putere, da? De putere și aici nu mă refer neapărat cea materială, nu că nu contează, este foarte importantă pentru un 8, dar putere și tot ceea ce înțelege omul respectiv prin putere, ei așteaptă de la ei, nu știu, fie că e puterea de negocia, puterea de a crea, puterea de socială, bineînțeles, da? De asemenea, tot timpul vor
avea o ușurință între a face trecerea dintre cele două lumi, cea materială, cea văzută și cea nevăzută. Și de aici le vine o putere extraordinar de mare. Dar ei de la ei așteaptă tot timpul să fie, optul este responsabil, da? Se așteaptă să facă parte din societate, să fie ei tot timpul acolo și să arate o anumită putere celorlalți și în special lor. Așadar, latura artistică li s-ar potrivi, nu? Li se poate potrivi. Depinde ce mai există. Eu, se intră în profunzime în momentul în care se intră în matriță. Acolo pot să spun mult, mult mai concret. Exact. Uite, mai avem aici doamna Ionela Mincu, 12. Adică 3. Exact. Da, vibrația, exact. Este vibrația mea, doar că este formată din 1 și 2. 3-ul este tot o cifră masculină, da? Să lămurim, cifrele masculine sunt cele impare. Cifrele feminine sunt cele pare. Da? Și în momentul în care avem, de exemplu, un bărbat născut în data de 2, da, el va avea o vibrație a cifrei 2, care este o cifră feminină. Și aici e o poveste mai lungă, nu insist. Iar 3-ul, ca să ne întoarcem, 3-ul este, 3-ul îi place cunoașterea. Deci doamna așteaptă să cunoască cât se poate de mult, tot timpul este 3-ul foarte curios. Deci am omorât pisica 3-ul de multe ori. Tot timpul dorește să memoreze foarte mult, că 3-ul se ocupă de partea de memorie, se ocupă de partea de creativitate, dar creativitatea aia mai științifică. Am înțeles. Și 3-ul va găsi și va căuta tot timpul argumente. În orice e problemă îi se aduce, așteaptă de la el să aibă argumentele tot timpul pregătite. Mă mir că nu sunt 3. Deci chiar mă mir că nu sunt 3. În fine, ajungem și la prietena noastră, Ana Maria Chirilă. Cred că ai mai spus despre această cifră, dar bănesc că 1 cu 9 este același lucru. Da, cu 10, exact, 1 cu 0, exact. Dar tot 1. Am, da? Povestit de 1. Ok, atunci mergem. Am mai văzut 9 pe acolo. Da, cred, pe undeva. Uite, un 10... E tot unul. Tot unul. De asemenea, Alexandra din Londra, 27. Adică 9. Adică 9, exact. Bineînțeles, contează din ce e format. Revin, 9 pur, ca să zic așa, data de 9, de exemplu, de naștere, 27 e altceva, iar 18 este altceva. Dar 9, per total, așteptările persoanei respective de la ea este de a vindeca, de a schimba. În primul rând, de a se schimba pe sine și ulterior de a schimba pe ceilalți, de a ajuta. 9-ul este altruist, este umanitar, uneori chiar poate fi luat puțin așa peste picior pentru simplu fapt că vrea să-i ajute pe toți. Și... Așadar, Alexandra, atenție, cred că este vorba despre fiul ei, Josh, din Marea Britanie, este Alexandra, și să știe cum îl ghidează, iată, spre viitor, după ceea ce ai spus, este foarte interesant. Da, dar adică... ea îl va vedea prin intermediul lunii de naștere, prin urmare, dacă văd eu bine, acolo este 6. A 6, da. Da, deci ea îl vede tot timpul ca fiind într-o armonie, căutând armonie, echilibru. 6 este pragmatismul, este echilibru, este instinctualul, este cifra banilor, de asemenea, poate fi 6-le și atunci el va vedea prin intermediul lui 6. Am înțeles. 27 este el cu el. Noi este mai... este într-un fel. Noi văzut. Așadar, de să înțeleg că educația la copii din partea unui părinte, gândindu-ne din prisma părintelui, se va face, cred că, în funcție de vizualizarea lui a copilului, prin intermediul lunii de naștere, nu? Luna de naștere este vibrația socială, rolul nostru în societate și ce așteaptă ceilalți de la noi. Ideea este ca informația să fie completă, important este să fie făcută matrița și de acolo, într-adevăr, putem vedea punctele tari, punctele mai puțin tari, când nu-mi place să le pun slabe, la care trebuie lucrat. Și atunci am părinți care vin, uite, asta este data de naștere a copilului, spune: te rog, ce am de făcut? Și atunci știu, și chiar dacă au, nu știu, un anișor copilul, zic să știi că deja toate caracteristicele pe care mi le-ai spus le regăsesc. De exemplu, poate e încăpățânat, da? Poate, nu știu, este ție mai mămos, alții sunt mai puțin mămoși. Exact. Da? Sunt diverse caracteristici, sunt peste 20 de caracteristici care pot fi aflate dintr-o matriță. Uite că ajungem și la Ane Marie, 20... Doi, doi așteaptă de la el implicare, cooperare, emoție. Doi este energie, dacă stăm să o transformăm în stihie, este apa. Apropo, unul este focul, da? Trei este aerul, patru este pământul. Adică mai pământean, așa mai, da? Și mai departe continuă. Dar revenind la 2, 2 lui tot timpul îi place să facă în cooperare. 2 lui nu-i place singurătate față de 1, care 1 este mai individualist și independent, da? Și uite, dacă ne gândim la 1 în fața, la 1000, cei născuți în 1900 și aveam 1 în față, da? Da, exact. Față de cei născuți după 2000. Noi cum eram învățați? Mamă, singur, că dacă nu, singurică, tu pe cont propriu, ai grijă, lumea e rea, competitivitatea, clar, maxim, da? Clar. După 2000, cei cu 2 în față, se schimbă, s-a schimbat vibrația și atunci nu mai merge.
Exact. Da? Merge partea de cooperare, de comunicare, doi este comunicare, deci doamna așteaptă să comunice cu ceilalți, ea așteaptă și tot timpul caută să comunice, atât verbal cât și emoțional în mod special. Exact. Și îi place foarte mult să aibă companie. Este valabil și pentru domnul Curcă Nicu, care este 02, nu? 0 plus nu există 02. În numerologie nu există 02, 04. 0 poate sta doar după o cifră. Așa este o convenția noastră de a scrie 02, 04 sau știu ce scriem pe acolo. Data de 2 e tot 2, nu? Da, nu există. 2, 4... Exact. Este aceeași cifră fără zero, deci nu se pune zero în numerologie, doar în spatele cifrei, exact. Nu în fața ei. O avem și pe doamna Nicoleta de la Bran, mama Doiniței, o salutăm cu drag. 24 este fetița 6. Dânsei 6. Da, dar repet, eu dacă descriu șasele, descriu exact. Copilul, cum se simte el și ce așteptări are copilul de la el. Mama o să-l vadă prin intermediul lunei. Fericire pentru cei, uite, de exemplu, dacă ești născut în 24 a 6-a, e 6 cu 6, adică așteptările tale sunt la fel cu celelalte și cei sunt un pic mai norocoși, să zic așa. Înțeles. Pentru că le este mai ușor. Da, vibrația da. Fiind aceeași, le este mult mai ușor să împace lumea exterioară cu lumea interioară. Dar dacă ne raportăm la 6, 6 este o cifră feminină. Este în 4, uite, ne scrie. Acum a 24, a 4 este născută fetița. Da, este o diferență și cei care vor mai multe detalii pot afla și cum fac reglajul între lumea interioară și cea exterioară, ca să spun așa. Dar raportându-ne la 6, 6-le va căuta tot timpul echilibru, va căuta tot timpul armonia, 6-le vine să îi împăciuiască pe toți, da? Nu îi place haosul, în momentul în care ea în interiorul ei simte sau percepe cumva că ar fi haos, deja nu-i place, devine agitat, ca și copil cel puțin în momentul în care este haos în familie, cu siguranță va deveni agitat și simte foarte mult partea asta de armonie, pentru că asta așteaptă de la ea. E un copil care caută echilibru tot timpul și dacă îl și primește, o să se dezvolte foarte frumos. Cam așa e, Doinița. Ne întâlnim imediat. Noi suntem așa, cu o diferență de câteva decenii între noi, colege la școala de arte. Da, nu avem ce super. Să facem. Uite, o avem pe Alexandra din Londra care ne spune, iată ce veste frumoasă, mai devreme ai vorbit despre soțul și soția cu 8. Așa. Așadar, cifra infinitului e numai de bine, dacă și ea și soțul e cu 8. Da, ei se înțeleg, adică așteptările lor de la fiecare de la propria persoană sunt aceleași. Prin urmare, noi vom avea tendința în principal să mergem după așteptările noastre de la noi. Ne mai uităm și ce zice lumea, că nu avem încotro, însă se vor înțelege mult mai bine având optul. Și atunci pe partea de putere, de administrare, ei pot administra lucrurile foarte ușor împreună. Ia uite, Alexandra, numai de bine. Mai avem, o să mai avem și alte date de naștere, după o pauză, ce să facem, și muzicală, și de publicitate, și revenim, pentru că în continuare o să aflăm numele la toți brașovenii și toți cei din țară și data de naștere. Eu mă bucur tare. Și iată că revenim aici, revenim pe Tex FM, Gherila Brașov, pe baricade suntem în continuare cu numere, date de naștere și, bineînțeles, cu numerologul nostru, Alexandra Condur. Mai luăm repede o dată? Hai să mai luăm. Deteșan Mihai, 16. Adică 7. Exact. 7-le este cifra înțelepciunii. Persoana așteaptă de la ea, în primul rând, foarte multă înțelepciune și din ceea ce experimentează să dobândească înțelepciune. 7-le tinde să fie singuratic, meditativ, foarte analitic, poate despica firul 4 cât se poate de mult, și se așteaptă tot timpul, cum spuneam, să dobândească acea înțelepciune. Deci el se vede o persoană, se vede pe sine o persoană înțeleaptă. Uite, și poate fi, dacă chiar își dă interesul și urmărește, poate deveni o persoană înțeleaptă. Sau poate chiar este Exact. Știi ce? Nu am văzut 5. Nu am văzut la ascultătorii noștri, da. Nu avem niciun 5. Nu avem. Știi de ce? 5 este libertate. Ei sunt acum zburdă pe undeva. Am înțeles, de asta nu sunt acum cu noi. Diseară ei trimis. Diseară trimis am ei, înțeles. Da. 5-ul tinde să fie o persoană, adică își dorește foarte multă libertate. Dacă ai încadrat un 5 într-un pătrățel, l-ai omorât. Adică să-l închizi în casă sau nu știu să... Dragoș Popa, prietenul nostru, ci că eu cred că sunt 5. Păi ești sau nu ești? Păi care este ziua de naștere? Ia zi repede, Dragoș, ziua de naștere. În ce zi ești născut? Da, dacă vrei tu să fii 5 și libertin, te lăsăm să fii 5. Cu libertate te lăsăm. Așa. Da, ideea este că 5-ul, dorindu-și această
libertate și va face tot posibil să o aibă, în momentul în care l-ai închis în casă sau i-ai impus anumite reguli stricte, el e genul care va găsi tot timpul cum să, cum să treci peste ele. Am văzut acum, data, ești de-al meu, Dragoș. Este 4, da. Dar 5-ul iubește progresul, are o bucurie de a trăi și așteaptă să fie, nu știu, el vede viața ca fiind efectiv un film, poate, sau un joc. Doar că acest lucru îl poate face uneori să se piardă în detalii, poate să înceapă foarte multe lucruri și să nu reușească să le ducă la capăt. Am înțeles. Din dorința de a progresa, de a fi liber, de facem și aia, facem și cealaltă și poate să se ducă către, deci, o dezorganizare. Deci nu neapărat din neseriozitate, ci pur și simplu că așa sunt ei. Exact, efectiv, și tot timpul le place să experimenteze. Cinci este călătorul, dacă ar fi să-l definim. Exact. Prin urmare, să călătorească cât se poate de mult, atât în plan fizic, cât și în idei și în tot ceea ce înseamnă. Exact. Partea aceasta. Uite, noi am vorbit doar pe pauza de muzică, da. Așadar patru nu am vorbit, decât noi două. Și l-am povestit ție. Exact. Ți-am povestit ție patru, da, patru este, dacă ar fi să ne raportăm la o formă geometrică, este pătrat. Pătratul, da? Exact. 4 este gospodarul. O persoană cu vibrație interioară 4 așteaptă de la propria persoană să obțină lucrurile în viață prin muncă. Da. Dar acum știți cum e, munca nu mai e neapărat aceea cu cârca. Că muncă poate să fie și munca intelectuală, da? Și e tot muncă. Exact. Dar ideea este că așteaptă de la sine să obțină prin muncă, da?